Eu cred că putem să devenim mai curați pe interior. Disciplinați. Disciplinați. Energici. Așa, datorită sportului. Da. Așa, și recent s-a desfășurat competiție organizată cu prilejul a 3 ani de activitate a clubului sportiv Răzen Fighting Academy cu genericul Cupa RFA Răzen, un eveniment sportiv de excepție dedicat luptelor de MMA și kickboxing. Cum s-a desfășurat evenimentul, câți participanți s-au înscris și care sunt rezultatele, discutăm în această dimineață cu Victor Cotorobai, antrenor și președintele clubului sportiv RFA Răzen. Bună dimineața! Bine ați venit la Telematina! Bine v-am găsit! Întâi de toate vrem să vă cunoaștem un pic istoria și, în primul rând, istoria clubului pe care l-ați fondat acum 3 ani și a evoluat între timp. Să ne spuneți de unde a venit această pasiune pentru sport și pasiunea de a dărui și celorlalți experiența dumneavoastră. Pasiunea din sport a venit din mic copil. M-am antrenat cu luptele de contact. Primul meu sport a fost taekwondo. Antrenorul meu a fost Oleg Ciornei și acum este antrenor, adică mă mândresc cu el. El mi-a inspirat, cum spunem așa, adică dorința și dragostea față de sport. Dar în ce condiții vă antrenați? Pentru că multă lume, mai ales cea care a crescut pe la sate sau mai departe de orașe, au avut condiții mai puțin prielnice, dar cu toate astea oricum au făcut sport. Ne-am antrenat într-o sală de sport simplă, adică într-o sală din școală. Deci cel mai mult contează nu spațiu, dar contează ceea ce contează este în interior. Forța și voința. Da, exact. Să ne spuneți despre când v-a venit ideea să fondați acest club? În 2019, undeva, eram plecat în Pistecotare, eram în Anglia și vroiam să vin acasă, adică ca să încep ceva aici pe loc. Da, de unde acest curaj? Pentru că multă lume își dorește, dar din păcate, din cauza faptului că vor să aibă o siguranță financiară, nu fac acest pas, nu revin acasă. Dumneavoastră ați revenit, ați întemeiat și un club în Răzen. Păi toți banii din lume n-o să-i facem. Așa? Asta e, dar dragostea și sufletul unde te atrage, acolo trebuie să fie. Adică dacă am decis să fac chestia asta și mă sunt bine... V-a ajutat cineva, v-a încurajat cineva pe calea asta? Familia, prieteni. Nimeni nu v-a oprit să zică, băi, ce faci, gândește-te la viitor, la... Nu, adică permanent familia a fost cu mine alături și m-a încurajat să fac ceea ce doresc eu. Dar cum a evoluat clubul între timp, când s-a deschis, câți sportivi erau atunci și cum arată clubul acum? Acum clubul arată cu sportivi înaintați, de acum avem candidați la maestri în sport. Avem sportivi care merg spre performanță. Suntem un club tânăr care avem ambiții foarte mari. Vrem să ajungem departe. Avem și sportivi micuți care cresc și sunt mândri de ei. Apropo de asta, MMA și kickboxing, cum mai ajută pe cei mici să fie mai organizați? Ce reprezintă acest sport? Disciplină. Disciplină, așa. Disciplină, caracter, dezvoltă caracterul. Și dorința de a merge mai departe, adică de a fi sigur în ceea ce dorești. Nu se tem părinții să-și dea copiii, pentru că totuși e vorba acolo de lupte. Și mai ales mamele, nu, băiatul meu să pățească ceva, nu vreau așa ceva. Păi mulți părinți, adică vin la sală și spun, fă-te rog din băiatul ăsta, fă-l bărbat, adică așa. Cum ar fi. Adică, și majoritatea, adică vin cu scopul. Cu scopul de a-și înzestra pruncii pentru... pe un viitor, adică să-ți dezvolte caracterul. Da, și părinții vă susțin foarte mult, părinții copiilor care vin să se antreneze la acest club sportiv, să ne spuneți cât de mult contează și această susținere. Susținerea părinților contează în primul rând. Fără ei nu am merge mai departe. Chiar și aceleași competiții care mergem piste hotare, de exemplu, chiar și în România, mergem foarte des o dată în lună sau două ori pe lună, avem competiții acolo. Fără susținerea părinților, am stat pe loc. Adică am stagnat, cum ar fi. Dar care sunt rezultatele de care sunteți cel mai mândru? Pentru că au participat copiii crescuți în cadrul clubului, da, și sportivii mai mari, undeva la peste 300 de competiții internaționale și naționale, au venit cu premii de acolo. Cel mai, spunem așa, cel mai mândru sunt faptul că ei fac acest lucru. Și indiferent de câștig, de pierdere, oricum sunt buni. Sunt buni că au tărie de caracter de a ieși, adică să lupte
așa cum pot ei, cum sunt mici, fără experiență, dar tăria asta de caracter îi dezvoltă mai mult. Cum îi ajutați atunci când trec printr-o pierdere? Pentru că aici omul se împiedică și poate motivație. Zice că, mă, gata, renunț la sportul ăsta, nu sunt bun pentru el. Motivație, pur și simplu discuții, lucru iarăși de nou și mergem mai departe. Adică înzestrăm în ei calitățile negative și pozitive. Și în afară de fondator, sunteți și mentor și antrenor pentru copii și pentru ceilalți sportivi. Cum reușiți să fiți pe ambele fronturi? Dezvolt utilul și plăcutul. Dar să ne spuneți o strategie, nu știu, psihologică. Cum ar putea copilul să se concentreze psihologic pentru ca să reușească să aibă un obiectiv și să ajungă la el? Muncă intensă, așa, în primul rând. Și discuții. La ce discuții? Ce anume? Discuții cu copilul, adică un antrenor trebuie să fie și părinte, și dascăl, cum ar fi, adică să-l înzestreze cu capacități. E nevoie de severitate? Sau se poate și fără severitate în sportul ăsta? Sau mai multe prietenie. Sportul este sever, da, dar trebuie să fie și prieten, trebuie să fie și sever. Da, și noi știm că recent ați primit și o diplomă de onoare de la Universitatea de Educație Fizică și Sport, care cumva vă recunoaște meritele pe care le-ați obținut pe parcursul acestor ani. Să ne spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră această mențiune. A fost o diplomă neașteptată. Nu știu, sunt așa wow. Adică ca să... în așa scurt timp, adică să fiu menționat cu diplomă de onoare de Universitatea de Sport, am rămas puțin șocat. Sunteți absolventul universității. Da, sunt anul 5 la Universitatea de Educație Fizică. O mândrie pentru pedagogii de acolo, nu-i așa? Sper. 3 ani, iată, acest club a împlinit recent, ați organizat cu această ocazie și un eveniment. Ce uși se deschid odată ce ați organizat evenimentul? Pentru că au fost invitați speciali care pe viitor va contribui la creșterea clubului. În primul rând, această competiție a adunat 31 de localități a Republicii Moldova. Adică de acum am făcut o prietenie foarte bună cu alte cluburi care nu am colaborat până acum și am devenit mai apropiați prin competițiile date. Așa, și altceva? Ce urmează? Urmează mai departe să mergem, să creștem, să deschidem noi uși, noi orizonturi, să avem mai multe competiții, să câștigăm mai multe trofee. Și cine știe, poate și diplome mai prestigioase. Câte mai lume poate. Se antrenează în cadrul clubului? Câți în cadrul clubului la moment sunt 50 de sportivi, în jur de 50 de sportivi. Din localitatea din Rezine, adică și alte localități de prin prejur. Și iată cât e de important să se dezvolte sportul la nivel regional, pentru că aici în Chișinău avem foarte multe cluburi și activități de lupte unde copiii pot să meargă în sate și în raioanele mai îndepărtate, mai puțin. Cât e de important să fie dezvoltat sportul și la nivel regional, local? Sportul este foarte important, indiferent de unde ne-am dezvoltat noi. Adică chiar național, regional sau, nu știu, prin orașe, prin sate și așa mai departe. În primul rând, ajutăm tânăra generație ca să crească. Ca să crească, să aibă un viitor, să meargă demn spre calea lor și să obțină rezultate de succes. Și apropo de tânăra generație, cât sunt motivați sportivii mici să obțină, să treacă peste greutăți, peste traume, să obțină ceva? Și până la urmă poate să facă o carieră din asta. Ei sunt mai motivați ca cei mari. Pe bune? Da, sunt mai dornici de a câștiga, mai dornici de a se antrena, adică sunt mai disciplinați unii din ei, adică chiar dacă sunt mai mici, știu dacă ora, de exemplu, de antrenament se începe la orele 6, la orele 18, ei vin la 15 fără 20 sau chiar la orele 17 din antrenament. E respect față de antrenori, respect față de antrenamente. Să ne spuneți totuși de ce ați mai avea nevoie ca acest club să evolueze și mai mult? Aveți nevoie poate de o susținere anume? Sportul în genere în Republica Moldova are nevoie de susținere. Așa adică este. Absolut, indiferent de orice stil de sport, orice de contact sau indiferent sportul olimpic chiar sau altele, adică toate sporturile au nevoie de susținere. Sperăm la guvernare, ca exemplu, adică să menționeze acest fapt și să avem o susținere mai bună din partea ei. Dar susținere la ce capitol asta avea nevoie? Nu știu, sală de sport, poate... Echipamente, formă, pentru că și asta foarte mult contează în pregătirea unui sportiv. Absolut, de orice.
Adică indiferent, chiar și aceeași susținere morală, fizică, chiar și financiară și mai departe. Adică sunt mulți țări care, de exemplu, din Republica Moldova sunt nu cunoscute, adică, dar sunt, avem sportivi de performanță înaltă, dar practic nu sunt valorificați. Și susținuți. Să ne spuneți ce competiții importante urmează în viitorul apropiat, atât pentru sportivii mici, cât și pentru cei mai avansați. La moment, în luna aprilie-mai, avem 6 aprilie avem competiții în România și în luna aprilie-mai avem o competiție, campionatul național, pe luptă național voivod. Și de acum mai departe vedem, adică sperăm în vara anului 2024 să mergem la campionatul european. Deci luna aprilie și vara este ocupată, ceea ce înseamnă că sălile vor fi pline cu sportivi, antrenamentele vor fi întoi. La final, să ne transmiteți un mesaj de încurajare și motivare pentru cei care, din păcate, încă nu au încredere în sport, zic că nu e pentru Dar ei. Pentru părinți, pentru copii, pentru cei care sunt amatori și poate vor să practice la un nivel mai performant. Aș spune, cel mai bine e să gândească bine ce doresc. Și să apuci. Și dacă simt că este a lor, să nu stai pe loc. Și să-și găsească un mentor bun care să-i ghideze. Așa este. Exact. Vă mulțumim mult, vă dorim să aveți parte de cât mai mulți sportivi care să exceleze și să vă aducă succese, clubul să crească, să evolueze și respectiv dumneavoastră să fiți mândru de tot ceea ce realizează mentorii. Mersi mult și dumneavoastră. Mai bine. O zi frumoasă. O zi frumoasă.